Mitingul nemulțumiților de noul contract colectiv de muncă pentru perioada 2016-2018 de la combinatul ArcelorMittal a fost convocat la poarta combinatului de Consiliul de Conducere al Sindicatului Solidaritatea al Metalurgiștilor. Circa 50 de membri de sindicat au recepționat și aclamat mesajele lansate de liderii de sindicat de la Solidaritatea. Aceștia au condamnat trădarea intereselor sociale ale siderurgiștilor de liderii unicului negociator, sindicatul Siderurgistu, invocând condițiile de muncă din ce în ce mai rele, salarizarea mult redusă față de volumul de muncă și rezultatele obținute de către companie. În protestul nemulțumiților s-a cerut aplicarea unicei forme de protest care ar produce efecte, retragerea angajaților din sindicatul Siderurgistu pentru a putea fi sancționat cu pierderea reprezentativității și a legitimității negocierii. Tot la fel de săraci vor rămâne și tot la fel, așa și cum a fost și până acum. Colegii noștri își făceau probleme pentru acest meeting, pentru că, după cum vedeți, o singură boxă ne merge. Am ajuns să stăm într-o singură boxă, cum de altfel stăm într-un singur furnal, cum stăm într-o singură oțelărie, cum stăm într-un singur sindicat care își bate joc an de an de contractele și de portofelele dumneavoastră. Și asta din cauza dumneavoastră, a mea, a noastră și a tuturor. Fost PSS-ul! Niciodată! Nu știu dacă am avut curaj vreodată să vină să stea de vorbă cu dumneavoastră. Singurii care am avut curaj și avem, măcar avem curajul și demnitatea să organizăm un meeting, așa cum e cu oameni puțini. De ce ceilalți n-au făcut nici măcar? De ce n-au venit să vă întrebe la locul de muncă? Dragi colegi, suntem reprezentanții dumneavoastră. Dumneavoastră ce vreți? Spuneți-mi să ne ducem cu hârtia, să negociem așa cum putem, dar nu să fie indiferenți să-l semneze cum a fost și anul trecut, și anul ăsta și pe 2 ani de zile. Liderii de sindicat vor concentra într-o petiție adresată administrației combinatului obiecțiile nemulțumiților exprimate în mitingul de protest. Acestea se referă la îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea siguranței în procesele tehnologice, păstrarea efectivelor actuale de personal și angajări suplimentare sau plata orelor prestate peste norma de lucru și salarizarea să fie crescută la nivelul decent impus de salariul mediu pe economie de 2800 de lei, corespunzător importanței ramurii siderurgie în economia mondială.